Salut, și deci bine ați venit sau revenit pe cel mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, cripto, acțiuni, cu toate și NFT-uri. Iar în acest video avem un spectru larg de subiecte. S -a. S -a. S -a. De exemplu, Cristiano Ronaldo a semnat un contract cu Binance. Între timp, Binance nu se culcă pe ureche, a scos în Statele Unite complet comisioanele. Hai să ne uităm de ce Solana este un proiect destul de riscant. Cryptomat în curând o să introducă și opțiunea de earn, adică să primești un venit pasiv pentru criptomonedele tale. Și Coinbase va închide platforma Pro până la sfârșitul anului. Multe persoane în această perioadă se uită mai mult la David Popovici decât la cripto, ceea ce e ok. Trebuie să aplaudăm, dar înapoi la treaba noastră. Nu de alta, dar nu vrem să fim ca acele 300 de persoane de la Netflix care au fost concediate. Cine ca și cum băncile sunt mai sigure, chiar și JP Morgan concediază în această perioadă, chiar dacă Elon Musk a cam început trendul, sau că una din companiile noastre preferate de tutun, Altria, a fost puțin lovită. Însă o să trecem imediat aici de pe tabletă ca să ne uităm ca de obicei într-un mod vizual la toate aceste lucruri și să ne dăm seama de ce sunt importante. Bine, probabil deja știi de ce sunt importante, mai ales că cu această inflație din acest moment, clar, mai bine stăm acasă și ne uităm la niște conținut decât să ieșim în oraș, să ne ardem și mai rău decât inflația care e deja pe la un 14%. Și dacă îți căutai vreodată vreun motiv să intri în acest spațiu mai minimalist, Cam acum ar fi. Pune care tocmai și-a schimbat background-ul când e cea mai mare inflație. Însă adevărul este că sunt unele lucruri pe care am cheltuit mai degrabă banii decât pe altele. Și un obiect de genul este ca o investiție, nu neapărat în mine, cât în canalul de YouTube. Mai ales că în această perioadă creditele au devenit foarte populare și din păcate, foarte multe din ceea ce pare, sunt în zona imobiliară. Și spun din păcate, pentru că deși nu sunt un mare proponent al creditelor în general, adevărul este că cele personale, dacă am face un calcul matematic pe foaie, am vedea că pe termen lung au un efect mult mai mare. Și vorbesc de investiția noi, pentru că până la urmă aceasta este cea mai importantă, adică exact asta faci în acest moment, nu te-ai uitat la acest video dacă nu ai ști că poți să culegi anumite informații care te pot ajuta într-un sigur mod și, de exemplu, aici o să avem cazuri și cazuri, însă gândindu-ne la noi și la potențialul al meu, al tău de a fi mai valoros, să spunem așa, pe piața muncii. Adevărul este că în ziua de azi a scăzut enorm de mult bara pentru a fi un creator de conținut și aici nu mă refer doar la video, ci și la scris și la podcast și dacă ne gândim puțin, banii sunt ultima problemă. Și de ce spun asta? Ei bine, pentru că în acest moment am în fața mea o cameră care în acest moment valorează cam probabil 2000 de euro, deși am început canalul cu o cameră de 200 de dolari. Și după aceea, pe lângă acei 2000 de euro, mai avem aici și laptopul care este de ajutor pentru a lua notițe și așa mai departe, încă vreo 1000, după aceea se spune microfon 100, avem și acest aparat pentru sunet care este vreo 300 de euro și se strâng vreo 3500 destul de mulți bani, am spune eu. Însă, dacă ne gândim cât ne costă pe lună aceste lucruri, tactic, dacă le-ai pe acestea în rate, pe 24 de luni, ar costa probabil sub 100-200 de euro pe lună, plus că acestea țin mult mai mult de 24 de luni. Și ce vreau să scot în evidență prin asta? e bine, leverage-ul, adică puterea asta pe care o avem de avea cea mai bună aparatură care ne ajută pe noi de a cumpăra poate cărțile care ne ajută cel mai mult și în ziua de azi avem atât de multe resurse, adică o carte ca aceasta, dacă aș citi-o, desigur, foarte logic că nu citesc o carte care știu că m-ar ajuta, pentru majoritatea persoanelor cu siguranță o să aducă atât de multă claritate încât să ne aducă cu timpul mii de euro. Însă, dacă ar fi să ne uităm chiar la titlul acestei cărți, The One Thing, adică un singur lucru, unul din acele lucruri care cu siguranță ne va aduce destui bani cu timpul ar fi zona cripto, dar și acțiunile. De aceea vorbim atât de des despre aceste subiecte. Și de fapt, cum menționam și cu aparatura mai devreme, este una din acele metode cu un risc foarte scăzut de a pierde. Pentru că de fapt doar investim ce avem. Însă, ca să trecem imediat aici de pe tabletă și să ne uităm peste cele mai importante subiecte, dacă nu ai lăsat un like din primele secunde ale acestui video, poți face în acest moment, ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste informații și ideal să le punem în aplicare când avem această oportunitate și într-un bear market, mai ales în piața cripto, clar este unul din cele mai bune momente. Și dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă pentru a primi o notificare imediat și scot un alt video. O poți face în acest moment și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. See you. Ok, și acum că ne-am întors, hai să vorbim despre fiecare subiect în parte. Primul ar fi această colaborare dintre Cristiano Ronaldo, cu prescurtarea pe care probabil o știu toți cei care se uită la fotbal, CR7 și Binance, Binance care este de altfel cea mai populară, a spune, la nivel internațional platformă de cripto, chiar dacă Coinbase cam este liderul în Statele Unite, deocamdată, dar, cum am menționat și înainte de intro, Binance a început să ofere în Statele Unite, o platformă total fără comisioane. Ceea ce poate e o decizie bună, poate nu e, pentru că de fapt aceștia oricum luau foarte puțin, ceva în genul 0,1%, cel mai puțin dintre toate platformele, cel mai puțin dintre toate platformele mari, mai ales că întotdeauna o să vină noi platforme care o să încerce să fie mai competitive. Și trebuie menționat aici că este un proiect NFT, dar de ce vreau să-l menționez? În primul rând, pentru că asta ajută și piața cripto și de ce o ajută? E bine, pentru că vorbim de Cristiano Ronaldo. Persoana care, de fapt, dacă am merge pe Instagram, am vedea, are cei mai mulți followeri pe Instagram. 459 de milioane. Oare va avea vreo influență asupra NFT-ului, asupra valorii lui? Mai ales pe termen scurt, adică este foarte posibil să coste destul de mult pe termen scurt. Ceea ce nu spun că o să semne bani pentru noi, pentru că s-ar putea să dai mulți bani și să nu poți să-l vinzi cu mai mult. Dar o să însemne cu siguranță destui bani pentru Cristiano Ronaldo, o să însemne destui bani pentru Binance și ideal nu suntem noi cei de pe urma cărora fac bani fără ca noi să avem de câștigat. Reclamele astea cred că îi costă, îi costă cel puțin un milion de dolari. Ok, hai să ne uităm la ultimul lui story. Ok, putem să dăm like la story, nu? Oh, wow, vedem. Chiar parteneriatul cu Binance. Deci mai multă lume acum o să știe de Binance. Și dacă de merge de pe de Binance, o să vedem că probabil au mai mulți followeri, destul de sigur. Deja vedem, video are mai multe vizionări, 1,9 milioane, mai mult decât celelalte 3, 4, 5 combinat. Și să nu uităm că asta o să rămână aici, pinned, adică o să fie vizibil pentru toată lumea când o să audă de Binance, ceea ce aduce o reputație în plus pentru platformă. Și acea reputație contează, nu neapărat probabil pentru noi, care deja știm de piața cripto, dar pentru multe alte persoane, și știm că sunt multe în zona sportivă, dar pentru acele persoane, acest parteneriat este cumva modul prin care aceștia sunt expuși la zona cripto și ne dăm seama că încet, încet, venind și meta din spate, Zona cripto sau metaversul mai bine spus, aici având legat și NFT-urile, metaversul și cripto. Și e clar că toate o să aibă de câștigat. Și trebuie menționat că este un parteneriat pe mai mulți ani și vor fi mai multe NFT-uri. Probabil primul va fi cel care este ceva mai valoros și care o să aibă o valoare ceva mai bună pe termen lung, pentru că vă cum știm, primul contează din punct de vedere sentimental și știm că acel sentiment este ceea ce dictează majoritatea deciziilor de cumpărare ale noastre, dar și ale celor din jur, fie că vorbim de persoanele care au milioane sau sute de milioane de dolari. Și NFT-ul va fi disponibil aici pe platforma lor Binance NFT și să nu uităm că în această perioadă, ceva mai devreme și Coinbase și-au scos platforma de NFT-uri și Crypto.com a făcut-o și deocamdată acestea cam sunt separate, dar încet încet cred că fiecare vor avea să spunem câteva NFT-uri exclusive, dar și multe altele pe care o să poți să le vezi oriunde, da? deci va fi vorba despre statut. Dacă ai NFT-ul pe Coinbase, o să ți-l vezi pe Crypto.com, o să-l vezi pe Binance și cum cred că am văzut și anul trecut cu NFT-urile, or să fie o grămadă de bani, de persoane, de criptomonede care vor fi cheltuite. Și cum ne pregătim noi pentru asta? Ei bine, destul de simplu. Dacă vrei să investești în moneda celor de la Binance, BNB, probabil e o decizie ok, cum ar fi probabil și Crypto.com, cum este mai ales Ethereum și Bitcoin, deocamdată, pentru că până la urmă nu știm ce se va întâmpla cu Ethereum pe termen lung, dar deocamdată cred că va ajunge la cel 4500 plus de dolari. Și cel mai bun timp de acumulare este exact acum într-un bear market, când totuși vedem există noi parteneriate și cei de la Binance cu siguranță au cheltuit destul ca să-l aducă pe Cristiano Ronaldo. Adică totuși, să nu uităm, o companie precum Spotify, care s-ar putea ce drept să aibă ceva mai mulți bani, aproape nelimitați și datorită conexiunilor pe care le are fondatorul de la Spotify, dar să nu uităm că aceștia, de exemplu, au plătit 100 de milioane de dolari pentru a-l avea pe Joe Rogan și podcastul său exclusiv pe Spotify. Însă, ca o mică concluzie aici, vedem acest shift, deci această mutare care e, o să fie una lentă până la urmă, da? la metaversi. Însă mai întâi să vorbim despre un alt lucru care a avut tot o creștere graduală și acel lucru ar fi smartphone-ul, adică este o diferență enormă dacă ne uităm cât stăteai tu, eu, oricine sau media pe telefon în anul 2012 versus 2017 și 2022. Chiar dacă vreau să spun aici 2020, atunci probabil lumea a început să stea și mai mult. Și în primul rând, hai să ne aplaudăm, pentru că mulți dintre noi măcar stăm pe YouTube, cum faci în acest moment, care este probabil mult mai folositor, chiar și decât Facebook, greu de spus față de Instagram, pentru că aici cel puțin s-ar putea să și conversezi, ceea ce normal, ajută. Și după aceea avem și probabil cea mai nefolositoare platformă, deși TikTok normal are și avantajele sale pentru cine vrea atenție, atenție ceva mai rapidă, asta ajută, dar ce din urmă o platformă ca YouTube este mult peste și pentru creatorii de conținut mai ales, și după aceea avem Facebook, Instagram, care sunt undeva pe la mijloc. Depinde foarte mult și cum le folosim. Și vreau să fac această comparație, pentru că și la metavers de exemplu, nu este ca și cum această schimbare va fi una majoră. Nu este ca și cum de anul viitor Facebook va vinde foarte multe Oculus Rift și toată lumea va avea ce ochelari și vom sta în Metaverse. Dar este posibil ca până în 2024, să spunem, să stăm poate 15 minute, foarte posibil ca până în 2026 să stăm poate 30 de minute și până în 2030 cine știe poate deja ajungem la o oră sau mai mult dacă va fi vorba și despre muncă cu acel VR headset prin care putem să ne și vedem chiar puțin mai bine decât pe Zoom. Adică cum ar fi să ai o întâlnire la masă cu mai mulți membri ai echipei și când lucrurile devin plictisitoare pur și simplu poți să încep să desenezi ceva în spațiu virtual, desigur, și să arăți colegului de lângă tine. Da, lucrul cam puierile, dar adevărul este că nu trebuie automat fiecare adult să devină plictisitor. Și să nu uităm că acest metavers este un spațiu în care tu, eu, vom apărea ca un personaj și acel personaj până la urmă va avea niște lucruri pe el, niște lucruri pe care poate nu ai da nimic sau poate ai da câteva sute de dolari și nu intrăm acum în detalii, dar este clar că vrem să fim cu ochii pe ce se întâmplă aici, pentru că de fapt dacă ne-am uitat și la Spotify. Aceștia nu sunt doar o companie care îți vând muzică. Cei dacă ne-am uitat la ce fac acum sunt una din companiile avansate din punct de vedere al AI-ului. Și de ce spun asta? E bine pentru că dacă ne gândim în felul următor, ai o bază de date cu atât de multe persoane. Da? Deci aici poate chiar sunt eu și aici poate ești tu și fiecare avem un gen anume care ne place de muzică. Și cu toate aceste date, ce poate să facă Spotify, ceva destul de simplu. Să nici nu mai aibă atât de mult nevoie de artiști, pentru că doar din punct de vedere al muzicii, dacă am scoate omul la o parte, există o rețetă, deci hai să facem un bol și să ne gândim, ok, ce pui? Un refren, care să sune foarte bine. Și cum faci asta? E bine, știi, trebuie să dureze câteva secunde, trebuie să sune într-un anumit mod, să scoți emoția din om, adică ori să o faci foarte tristă, ori foarte cheery, foarte veselă. Apoi mai adaugi vreo 10 cuvinte pe secundă, pe care nu le înțelege nimeni, după ce trebuie să cauți pe Google, dar măcar poate este catchy și în ce din urmă o să ai nevoie doar de AI ca să creezi această rețetă de muzică, nu bună, dar populară. Deci așa o să se creeze din ce în ce mai multe hituri. Desigur, nu trebuie să ne facem griji că nu o să mai avem artiști, pentru că această componentă încă este foarte importantă. Însă să nu ne mirăm dacă o să avem un caracter virtual care va fi acel personaj. Adică dacă o trupă din Corea de Sud, precum BTS, a putut să devină atât de populară când membrii de-abia știu engleză, așa cred că și un personaj virtual poate să fie creat de la zero și fără probleme să devină popular. Pentru că până la urmă poți să-i creezi și o față care să arate bine. Disney știe destul de bine cum să facă asta. Ok, dar să trecem la următoarele subiecte. În primul rând Coinbase, după cum s-ar putea să știm, are și o altă platformă numită Coinbase Pro. Și dacă ne întrebăm de ce, pentru că nu este prea logic să ai două platforme, cu una fiind să spunem cea principală, foarte simplă, dar după aceea să ai o altă platformă care este denumită Pro, care adevărul este că e mai bună pentru trading, dar ce trebuie menționat aici este că și dacă ai fi investitor pe termen lung în cripto, adică ai vrea să cumperi bitcoin, deși la comisioanele de aici cu siguranță nu. Pentru că aici comisioanele sunt mult mai mari în procente, pe, pe când aici, pe Coinbase Pro sunt mult mai mici. Din fericire, ai această opțiune să scriezi contul pe Coinbase, după aceea alimentezi acest cont și după aceea îi pui pe Coinbase Pro și de fapt aici cumperi pe termen lung. Deci nu faci trading, ci pur și simplu cumperi long term. Desigur, dacă poți să faci bani și din trading, mult noroc, dar este mult, mult mai ușor pe termen lung. Și de fapt acesta este și unul din motivele pentru care nu prea am recomandat Coinbase vreodată, pentru că mereu a apărut o platformă puțin ciudată, pentru că nu era nevoie să facă două platforme diferite, de exemplu Binance măcar îți oferă această opțiune de a trece la varianta light din aplicație, deci nu trebuie să-ți faci cont în altă parte. Și adevărul este că în acest moment Coinbase este una din cele mai populare în Statele Unite, și de aceea vorbim mai rar despre ea, pentru că nu este neapărat făcută pentru europeni. Nu de alta, dar până la urmă oricum volumul cel mai mare ar fi în Statele Unite, așa că trebuie să se concentreze și ei unde trebuie. Însă, hai să vorbim despre ce a tras piața cripto continuare în jos și a mai adus câteva semne de întrebare și o să vorbim despre Solana. Pentru că s-ar putea să știm Coinbase și a scăpat de niște angajați în ultimul timp, acesta clar nu este un semn bun pentru cripto, adică nu dă încredere investitorilor în general, de ce am văzut piața că s-a tot dus în jos, dar avem această probleme cu Solent, care este cea mai populară aplicație de a împrumuta și o să scriu aici cuvântul în engleză lending pentru că adevărul este că oricând vezi acest cuvânt în piața cripto, dar nu numai, știm că trebuie să fim foarte periculoși pentru că aici este vorba de împrumut și aceste platforme de lending mereu vin cu această promisiune că îți ofere un anumit randament. Adică pui 100 de dolari și îți promit un 7%. Și Adevărul este că dacă ar fi 7% chiar ar fi bine, adică chiar poți scoate în evidență că în viitorul apropiat Cryptomat va avea această opțiune de earn, ce drept o avea și până acum, dar singurul lucru pe care puteai să-l pui era USDT, deci un stablecoin, lucru pe care nu prea l-aș recomanda, adică USDT deja e periculos, după aceea mai pui și la lending, unde trebuie să te asiguri că acea platformă are destui bani. Deci e risc după risc după risc. Risc care, în ce din urmă, poate să aibă loc. Adică am văzut cu Celsius, cei care erau user pe această platformă, nu și-au mai putut scoate fondurile de aici. Și din ceea ce pare, Cryptomat va oferi pentru Bitcoin pentru o perioadă limitată, când va apărea această opțiune de an, deci să nu ne așteptăm să fie pentru totdeauna, dar va fi un 7%, care adevărul e E rezonabil și normal că asta nu va dura foarte mult, adică de multe ori trebuie să profităm când o platformă este la început și o să-ți ofere mai mult pentru a te atrage. Este la fel cum face și Netflix. Nu se gândește ok, trebuie să le dăm conținut foarte bun întotdeauna, nu. toi ne interesează să-l avem ca user și după aceea poate își uită cardul de credit acolo și o să tot luăm bani. Adică este un motiv pentru care acest mod subscription a devenit cel mai popular pentru toate companiile din lume, adică doar să ne uităm la cloud. Însă, problema cu Solent, și de fapt hai să intrăm aici ca să vedem cum arată Solent, este, dacă căutăm aici, o platformă de a împrumuta și de fapt de a primi bani, deci împrumut din ambele părți. Și acesta este un protocol cel mai popular de pe blockchain Solana pentru împrumut. Și de fapt, dacă ne uităm aici, care este TVLU? TVLU însemnăm pur și simplu cât de mulți bani sunt puși aici, în această platformă, sunt 234 de milioane și adevărul că, înainte să aibă această problemă, despre care o să vorbesc imediat, aveau cam un miliard de vreo 5 ori mai mult. Apropo, și dacă te întreb de ce măcar e folosit o astfel de platformă, e bine, pentru că atunci când vezi API-uri de genul 176-17%, dacă ne uităm la USDC, măcar le vezi mai rezonabile, un 6-4%, dar riscul este că rămâi fără niciunul din acești bani dacă se va întâmpla ceva cu platforma și vedem că în acest caz s-a întâmplat și dacă să ne reîntoarcem aici la poveste, hai să vorbim despre Solent și ce s-a întâmplat cu acest protocol DeFi, deci Decentralized Finance, ceea ce o să vedem acum într-un mod ironic, numai decentralizat nu este, dar care este povestea aici? Pe scurt, o balenă, deci o persoană care avea ceva mai mulți bani, a făcut un împrumut de aproximativ 100 de milioane de dolari într-un stablecoin, deci într-o monedă precum USDC sau USDT și ce au făcut? Pentru că, normal, ca să împrumuți bani, trebuie să vii cu o anumită garanție. Și aceștia au pus ca și colateral aproximativ 170 de milioane de sol. Și aici problema este următoarea, că acum piața cripto a scăzut. Și, de obicei, când pui o anumită garanție, această garanție, normal, că nu ai vrea să scade extrem de mult, pentru că, practic, această sumă pe care a pus-o aici, cu timpul, a început să scadă din ce ce mai mult din valoare. Să spunem că acești 170 de milioane de dolari au devenit 120 și cu cât scade mai mult, cu atât te apropii de lichidare. Adică, în ce din urmă, acea platformă care ți-a oferit împrumutul, adică în ce din urmă o să ia acea sumă și o să o lichideze, pentru că își dau seama că ok, nu ai cum să nu mai plătești, așa că o să-ți vindem acest colateral pe care ne l-ai oferit și asta ai pierdut. Dacă ai făcut credit că nu trebuia, cum nu trebuia. Și ceea ce s-a întâmplat aici este ceva destul de unic. Adică, cei de la Solent din echipa acestora, ce au făcut? E bine, au scos un vot pentru userii Solent și de fapt a durat doar vreo 6 ore, prin care întrebau dacă ar avea voie să se ocupe ei de acești bani ai balenei. Ceea ce, ca să ne gândim puțin, este ca și cum banca ar spune, ok, hai să i întrebăm pe toți utilizatorii noștri, toți clienții noștri, dacă avem voie să-i folosim banii lui Felix sau ai tăi. Deci, ai fi mulțumit ca banca să decidă ce să facă cu banii tăi pe care ți-ai pus acolo la bancă? Probabil nu, dar din ceea ce pare aici, s-a votat, da, în aceste 6 ore și ceea ce e ciudat e că o persoană de fapt avea cam 90% din vot pentru că avea cei mai mulți bani și era un vot unde conta și cât de mulți bani ai. Și asta a creat foarte multă confuzie în piața cripto și și instabilitate pentru că avem aici o platformă DeFi, deci decentralizată. Nu ar trebui să ai ceva un organ centralizat care să ia decizii. Dar vedem, echipa Solent exact asta a făcut și după aceea de fapt au mai scos încă un vot după aceea ca să vadă dacă userii vor să întoarcă primul vot înapoi, adică să schimbe decizia și nici nu vorbim ce se mai întâmplă mai departe pentru că a existat și un vot numărul 3. Cine vrea să intre în detalii poate să caute, normal că majoritatea dintre noi nici nu ar trebui să fim în proiecte de genul și după aceea asta aduce și un minus pentru Solana, pentru că aici de fapt vorbim de acest colateral în Solana și problema era că dacă acesta ar fi lichidat, această sumă ar fi fost lichidată, atunci aceasta ar fi fost vândută pe dexuri. Dexuri sunt acestea precum Uniswap sau PancakeSwap. Și problema este că acestea nici nu cred că ar fi avut destulă lichiditate. Deci s-ar fi creat din ce ce mai multe probleme și de aceea trebuie să ținem minte mereu acest cuvânt, lichiditate, și ideal să avem și noi întotdeauna niște lichiditate. Este practic fondul de urgență. Însă, destul cu această parte cripto, pentru că de fapt ce ne interesează aici, să nu investim în ceea ce nu trebuie și dacă ne uităm la Bitcoin, Ethereum, deocamdată acestea apar ceea ce trebuie, la fel și cu multe alte investiții despre care nu vorbim acum. Însă hai să trecem la următorul subiect care nu mai are legătură cu piața cripto, cât cu acțiunile și când vorbim despre acțiuni, în primul rând hai să menționăm destul de repede și că Netflix a mai scăpat sau cuvântul mai elegant a concediat cam 300 de persoane și de deci ce este asta important pentru că deja mai concediaseră și dacă ne gândim la 300 de persoane nu uităm că în Statele Unite salariul este chiar mai mare de 50.000, probabil în medie pentru aceste 300 de persoane, dar să ne gândim că ar fi 50.000 per persoană. Dacă am face calculul, deci am mulțit cu 300, am vedea că acum compania o să reușească să economisească cam 15 milioane de dolari, bani pe care s-ar putea să-i pună în show-uri or mai bune. Să nu uităm că o să urmeze Squid Games sezonul 2. Însă, de ce menționăm asta? Pentru că are o oarecare legătură și cu ce spuneam la începutul videoului, să investim cât se poate în noi și asta poate să însemne și că ne uităm la videouri, nu întotdeauna că trebuie să cheltuim banii pe ceva, dar să fim destul de buni pe piața muncii cât să nu ne facem vreodată griji că suntem dintre acele persoane de care o companie nu are nevoie de noi. Adică vrem să fim acele persoane proactive care fac ceva care aduc niște valoare și Lumea ar vrea să lucreze cu noi și spun asta pentru că recent și JP Morgan a concediat o parte din forța de muncă, deși mai mult pe partea aceasta de imobiliare, pentru că este clar că aceasta nu o să meargă ceva mai bine în următoarea perioadă când avem parte de recesiune. Dar o altă veste mai, mai șoc să spunem pentru că este o oarecare surpriză, dar dacă ne uităm la acțiunea Altea pe care am mai menționat-o de-a lungul anilor, este o companie care a oferit un dividend de o perioadă foarte lungă, adică dacă ai fi vrut să ai doar o acțiune de acum câteva decenii, care să fie venit și cu o creștere a acțiunii, dar și cu dividend, Altea ar fi fost una din ele. Pentru că s-ar putea să știm, Tutunul nu este ca și cum este vreo substanță foarte sănătoasă care este recomandată în general tuturor, nu este acel tip de substanță care ne ajută, să spunem poate, din punct de vedere mental, deși normal, tot marketingul este mai mult pe partea aceasta sexuală, adică de aici a început, de ce ai fumat ceva ce nu are gust bun și care îți face rău, e bine, pentru că există un lucru și mai important decât a supraviețui așa de unul singur și acel lucru ar fi să supraviețuiești într-un grup. Și cum poți să ai succes mai mare într-un grup? Ei bine, făcând ce pare cool. Este la fel cum ar fi să spunem cu teribilismul în perioada aceea când suntem adolescenți. Însă când poți să vinzi ceva de care oamenii simt că au nevoie, poți să ridici prețurile constant și să faci atât de mulți bani încât și compania să aibă un succes foarte mare, un cash flow foarte mare și de aceea și eu sunt un investitor în treia pentru că îmi dau seama că aceste produse nu o să dispară. Dar aceștia au cumpărat acum ceva timp o companie de vaping numită Jul și pentru cine se întreabă ce este Jul, este un aparat de genul, deci de vaping și normal toate aceste arome și o alternativă la țigări. Marea problemă totuși aici, în afara faptului că cineva nu o să mai poate să facă acești bani frumoși de aici, problema este că acest produs în acest moment va fi scos de pe piața americană. Pentru că așa s-a decis din punct de vedere legal, din cauza unor posibile probleme de sănătate, de fapt de siguranță, de siguranță de sănătate. Pe bune, cine este surprins? Însă, de acum se pare că pentru Altrea vor fi mai puțini bani care vin dintr-un produs de genul. Dar ceea ce trebuie menționat aici este că nu este totuși cea mai mare problemă, pentru că cei mai mulți bani din vânzările lor nu veneau din acest produs. Asta chiar este una din achizițiile mai nepotrivite pe care le-au făcut pentru că au cumpărat această companie cu o perspectivă ceva mai lungă de timp și cu speranțe foarte mari și cele din urmă vedem. Este practic non-existentă de acum încolo. Însă, de ce nu mi-aș face griji? Pentru că Altria este o companie care oferă un dividend oriunde între 7 și 8%, ceea ce ai că dacă investești 100 de dolari, o să primești cam 7-8, destul de sigur, pentru că este o companie care oferă acest dividend de decenii. Și arăt acest range, pentru că de fapt în funcție de prețul acțiunii primești mai mult sau mai puțin, pentru că de fapt aceștia nu schimbă valoarea dividendului pe care o oferă, dar prețul acțiunii se modifică și o să ne uităm imediat că a scăzut cam 9%, însă de ce nu ar trebui să ne facem griji? Pentru că aceste persoane care să spunem fumau, Jul, ce o să facă în acest moment? O să se apuce să Citească cărți, să bea apă, să nu mai fumeze în niciun mod, niciodată? Probabil nu. Ceea ce înseamnă că în ce din urmă toți se vor uita la țigări, țigări tradiționale, adică nu mi-aș face încă griji în legătură cu o companie precum Altria. Însă, dacă ne uităm aici la acțiunea Altria, o să vedem că au scăzut de la un 45 de dolari chiar pe la un 41 și acum se află pe la un 42. Deci o scădere de 7%. Ceea ce nu a spune că este o scădere masivă, dar asta și pentru că este o companie mare. Adică rar o să vedem scăderi atât de bruște la o companie atât de mare. Și dacă ne uităm pe ultimul an, acum ar fi minus 10%, chiar dacă la un anumit moment era și pe plus 18%. Însă, de fapt, nu cumpărăm această companie atât de mult pentru prețul acțiunii, chiar dacă poți să cumperi acțiuni cu acel dividend, dar asta ne interesează. Dividendul de 8,47% în acest moment are un PI de 25%, ceea ce a început să devină mai rezonabil, dar este o companie care face bani constant. Adică, dacă ne uităm pe perioada maximă, nici nu cred că mai trebuie să scot în evidență acest număr. Este un 8575%. Însă, și aceasta vine cu anumite riscuri, de exemplu, de aceea ar trebui să diversificăm în unele cazuri, am putea să investim și în Philip Morris și în British American Tobacco, deși de fapt Philip Morris și Altria erau aceeași companie până să facă separarea și Altria să vândă în Statele Unite, pe când Philip Morris a început să concentreze mai mult pe partea internațională. Și adevărul este că tocmai mă pregăteam să închei acest video prin a mai face niște achiziții, cripto, dar după cum se vede s-ar putea să nu fie cel mai bun moment, pentru că dacă nu uităm la portofoliu, în momentul când filmează acest video este pe plus 5,2%, ceea ce se avea vreo 126 de euro, dar menționez asta pentru că deși mă uitam acum la Ethereum, dacă ne uităm pe ultimele 24 de ore, practic a crescut 8%, ceea ce nu zic că nu este ok, pentru că la prețul actual arată destul de bine, însă când putem să salvăm niște bani, de ce să nu o facem și de aceea se pare că nu vă face o nouă achiziție acum, dar ce nu are cum poate să-și facă, cu link de afiliere din descriere, o să primești și 20 de euro gratis după ce tranzacționezi de 100 de euro și după aceea ții pentru aproximativ 30 de zile acea criptomonedă, deci ar acoperi orice comision pe care l-am avea pentru o anumită perioadă. Și probabil vor oferi și un criptoarn și aproape automat o să putem să avem un 3, 4, 7% din ceea ce părea pentru Bitcoin chiar. Însă, cu asta încheiem acest video, am vrut să ne uităm la ce se mai întâmplă acum în piață și să fim cu picioarele pe pământ, să fim la zi, să ne dăm seama că probabil facem ceea ce trebuie. Adică să mai investim și în acțiuni când vedem posibilitatea, dar să nu ignorăm complet piața cripto când toate semnele ne arată că aceasta o să mai continue să mai crească și să înceapă să devină, să spunem așa, mainstream. Dar cu asta încheiem pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, mai ales nu ai pe de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video. O poți face în acest moment și până data viitoare îți să toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva. Să! Salut, prieteni, și bine ați venit! Si! Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenim pe cel mai practic canal de educație.